Bine v-am regăsit! Avem astăzi o lectură sărbătorească pentru toți cei cărora le plac însemnările reginei Maria, le place deci personalitatea acestei desăvârșite întrupări a feminității românești, apoi pentru cei cărora le-au plăcut amintirile Zoei Cămărășescu și pentru cei care în general sunt pasionați de istoria mică, de lumea văzută din spatele cortinei. Avem jurnalul Irinei Procopiu, care a fost doamnă de onoare, una dintre doamnele de onoare ale reginei Maria din 1914 până târziu spre 1938. Este fiica generalului Berindei și a Mariei Brăi Brăiloiu. Jurnalul pleacă din 1891 și merge până în 1950. Adevărat, lipsesc niște ani, 1896-97 și mai ales partea din 1914 până în 1923. Dar, în rest, avem toată istoria aristocrației, a high life-ului. Dacă vă dați seama că prietenele Irinei noastre erau Elisa Brătianu, soția lui Ionel, fosta soție a lui Marghiloman, Maruca Cantacuzino, care este prietenă intimă chiar și care aici, în sute de pagini, avem toate concertele lui George Enescu, inclusiv gelozia furibundă a Marucăi pe micile mari infidelități ale maestrului George cu o servitoare, secretară, etc. De cealaltă parte, o avem pe Nadia Duca, văduva lui Igheduca, cu o durere înfricoșătoare, înfiorătoare după moartea soțului său, asasinat, cum bine știți, de legionari în 1933. O avem pe Nadei Stirbei și avem toată lumea din jurul lui Stirbei, inclusiv moartea sa. Și o mai avem pe Marta Bibescu, într-o scenă formidabilă, în 40, după ce este alungat regele Carol al II-lea, toate doamnele se duc acasă la Elena Lupescu să vadă ce a rămas, ce amintiri inconfortabile sunt acolo. Ei bine, se găsesc scrisori ale Martei Bibescu către Elena Lupescu, Marta care era și prietenă și adversară a reginei Maria, și Marta care îi spune Elenei Lupescu, suverana mea. Cartea este plină, efectiv plină, bure, împănată de zeci și zeci de lucruri de acest gen. Nu este lucrat jurnalul la fel de suculent, de mustos, de plastic, descriptiv, cum sunt amintirile Zoei Cămărășescu, dar având în Irina Procopiu un om riguros, disciplinat, matematic, cred că era o ființă severă, n-aș fi vrut să iau lecții de pian. Ea chiar era o melomană desăvârșită, dădea și lecții de pian și cânta la pian la patru mâini cu buna ei prietenă Cela de la Vrancea. Sunt zeci sute de concerte în care are o manie a epitetului. De o parte sunt interesant, adorabil, drăguț, admirabil, plăcut, nostim, magnific, remarcabil, splendid. De cealaltă parte, tâmpit, infect, idiot, lung, oribil, obositor. Deci este o ființă cu privire sagace, necruțătoare, care știe să ia și binele și răul din real. Acum, partea cea mai încruntată și încrâncenată sunt anii 44-50, când exact ca la Alice Voinescu, în domiciliul forțat, fosta doamnă de onoare a reginei ajunge să se bucure că reușește să mai vândă ceva din casă, din moștenirea lui Louis Blanc, primul ei soț, și când mai vine cineva și îi mai dă un ban, un cartof, o carne, făină și așa mai departe. Sic transit. La revedere!